Felicitări pentru victorie, un meci frumos și greu astăzi, în prima etapă. Aveți dreptate. Greu, puțin și așteptat. Întâlnirea noastră a fost prea târziu. Eu am așteptat meciul greu, dar am așteptat să rezolvăm pentru 3 puncte. Cred că astăzi mai mult câștigat CSM-ul. Cred că el a câștigat acest punct, noi am pierdut un punct. Echipe nouă, ambele, cred că ele au avut avantaj cu multe turnei care a jucat, sincer, cu doi jucătorile importante la lotul, dar se vede la noi, trebuie timp, trebuie răbdare și e bine când am câștigat astăzi, e mai bine când se poate analizează multe greșele, multe oscilații la jocul după victorie. Este o omogenizare echipei noastre la meciul de la Piatra Neam și apoi cu Dinamo? Toți meciuri, acum se vede, acest campionat nu o să fie ușor, cum mulți oameni au gândit. Fiecare timp, eu am zis când am vorbit cu dumneavoastră, se apara ceva care tu ai câștigat, e mai dificil decât se atace și toate echipe sigur că împotriva noi jucă și peste 100% fiecare timp. Noi suntem mare motivație și asta trebuie să știe și pentru asta fiecare timp noi trebuie cu maximum concentrație și motivație să intrăm în teren. Cred că asta echipa e așa construită, cu multi jucători la nivelul mare și creștem, sigur că creștem meci pe meci. Aveți cea mai bună echipă din România? Fiecare timp echipa mea e mai bună, dar nu, fiecare timp nu câștigă cel mai bună și cu jucătorii cu cel mai mare valoare, dar noi facem tot și acest an se apărăm tot ce am făcut în ultimii 2 ani. Dar e cel mai bun lot al dumneavoastră de când sunteți la Blaj? Cel mai, să zice, cu cel mai mult jucători care pot să lua locul în primul șase.